when you're smiling, the whole world is smiling with you. Bun găsit! Mulțumesc! Mulțumesc că am întârziat puțin, fiindcă m-au sunat de la ambulanță. Și care prefera să nu mai aparțină de Ministerul Sănătății, ci de Federația Română de Box, dacă puteți crede. Doamnelor și domnilor, după ce o asistentă a fost pălmuită, directorul ambulanței din Sibiu propune ca personalul de pe autospeciale să aibă în dotare spray lacrimogen pentru îndepărtarea posibililor agresori, deși unii agresori dintr-o etnie anume pot fi îndepărtați și dacă le arăt săpunul, numai așa, și ei se duc imediat. Scrie în tribuna că în comunitățile de romi, de regulă, sunt probleme de genul acesta. Probabil stetoscopul atârnat la gât creează invidie între cei cu lanți la gât, știți cum e? Și mai scrie în tribuna că dacă ministerul nu o să fie de acord cu spray-urile, atunci personalul din ambulanțe nu o să mai coboare din mașini decât după ce vor chema și poliția la fața locului. Ci că un medic primar a cerut ajutorul poliției și i-au zis că dacă e primar să cheme poliția locală, auzi, ce zicea asta. Bate-mi-o pe cineva cu parul la ușa mea, măi. Dacă e salvarea și mă parcă ea, măia, măi. Da. Știți, apropo de polițistul ăla care își nota numele și ocupația unor martori și care zice: dumneavoastră, cu ce vă ocupați? Sunt arheolog. Și mai pe românește? Mă ocup cu săpăturile. Păi de ce nu spui așa? Deci zilier. Zilier, nu? Așa și cu ăștia. Bun. Doamnelor și domnilor, la granița dintre județul Sibiu și județul Vâlcea stau zilnic niște indivizi bine îmbrăcați, dar care, cum să vă spun eu, probabil merg foarte des la solar și care au să vă țepuiască, dacă îmi permiteți formularea, a nu se confunda cu cei bine îmbrăcați care vă țepuiesc de 20 de ani, ăștia salții. Scrie în turnul sfatului că stau la marginea drumului și adevărul e că cine bate Bucureștiul nu există să nu-i fi văzut de câteva ori. Și dacă oprești, îți spun într-o engleză stricată, probabil învățată cu Crin Antonescu, deci îți spun că au rămas fără benzină și că în scopul ăsta, dacă le dai niște bani de carburant, au să-ți ofere ori ghiulul de pe dege din aur, ori lănțicul de la gât din argint 100%. Evident că oamenii umblă, ca să zic așa, cucioara vopsită. Și, atenție, mai au niște colegi de stol pe partea cealaltă a drumului. Ăia au mașini cu numere de Marea Britanie, deși, după cum arată, nu cred că GB e Great Britain, poate e Gabon mai degrabă. Una paloma blanca. Da. Scrie în ziar că ăștia sunt pe marginea drumului din anul 2009, fiindcă apar în imaginile pe care le-au luat cei de la Google în anul ăla pentru aplicația Google Street View. Polițiștii n-aveau de unde să știe lucrurile astea, fiindcă ei folosesc calculatorul numai pentru chestiuni foarte complicate, ca de exemplu 18 împărțit la 2 sau 110 plus 5, sau să știe ei. Da, vai de noi. Doamnelor și domnilor, o nouă creșă o să fie terminată în 2 luni de zile la Sibiu. Asta fără nicio legătură cu polițiștii despre care vorbeam înainte. Creșa, scrie în ziar, va funcționa pe lângă grădinița 28 de pe strada Arhivelor. Eu, sincer, o singură remarcă. Nu făceam o creșă pe Arhivelor atât de aproape de sediul PRM ca să nu se certe pentru jucării între ei. Domnule, mi-ai furat rața, dă-mi-o înapoi. Da. Doamnelor și domnilor, deputatul Gheorghe Frăticiu propune ca vârsta de la care tinerii pot vota să scadă la 16 ani. Ba, eu sincer zic că poate să scadă și mai mult, mai ales dacă se deschide o creșă nouă pe strada Arhivelor. Adică... Domnul Frăticiu spune că până nu demult tinerii votau așa cum le spuneau părinții, iar acum părinții votează așa după cum le spun tinerii, copiii.
Desigur, dacă sunt din Teleorman, și părinții și copiii votează după cum le spune domnul Dragnea, dar asta e cu totul altceva. Acum, serios, e normal ca domnul Frăticiu să vrea ca cei mici să voteze. Ca să nu fie singurul. Asta era... Da. Doamnelor și domnilor, doi medieșeni au dat în judecată primăria după ce și-au stricat mașinile pe drumurile din oraș. În plus, și o societate de asigurări a făcut exact același lucru ca să-și recupereze banii pierduți tot undeva pe drumurile din Mediaș. Pe de altă parte, am înțeles că pietonii sunt foarte mulțumiți, fiindcă nu mai trebuie să se deplaseze în alte orașe pentru băi de nămol. Au exact în fața casei, la discreție. Știți că se spune că în Mediaș nu au să mai fie mai multe gropi, ci o singură groapă mai mare, așa. V-am povestit despre ăla care a plecat din Sibiu la Media să-l viziteze pe taxul și când a ajuns, nu era acolo. Media și nu era acolo. Bun. Doar, se zvonește că pentru a fi respectate în trafic, ambulanțele nu vor mai face Nino-Nino, ci Raluca-Raluca, auzi? Raluca, doamnelor, doamnelor! Dar vor continua să se îmbrace și ambulanțele în roșu. Fără nicio reținere. Doamnelor și domnilor, înainte de orice, se cuvine să spunem la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc ziua de nume. Este Sfântul Gheorghe astăzi, deci toți cu nume Gheorghe, Gheorghița și derivate. Merită un călduros la mulți ani, la fel cum la mulți ani merită și cei care nu se numesc neapărat Gheorghe sau Gheorghiță sau Ghiță, dar care sunt născuți astăzi, aviz celor aflați în această încăpere. Da. Bun, doamnelor și domnilor, ne apropiem vertiginos de Sfintele Sărbători de Paști și se cuvine să vă anunțăm încă de pe acum că în toată săptămâna mare, mai precis în fiecare zi a săptămânii mari, veți avea afișat pe micul ecran un număr de SMS, 0737029899, ăsta doar spre știință că vă invităm să-l folosiți atunci. Ei bine, în fiecare zi veți primi, în fiecare seară, mă rog, veți primi cadouri de la noi cu ajutorul prietenilor noștri de la Panalim și Ion Art Glass. În fiecare seară a săptămânii mari, câte unul dintre telespectatorii noștri care va trimite o urare sau, mă rog, o opinie prin numărul de SMS, va primi un cadou. Și un mesaj gol e suficient. Și un mesaj gol e suficient, da. Bun. Dar, doamnelor, o emisiune plină, nu mai pierdem vremea. În câteva momente revine la emisiune și ne bucurăm că se întâmplă așa. Raluca Morar, vă aduceți aminte, în urmă cu ceva vreme au fost inaugurate subfiliale ale Crucii Roșii în județ, la Mediaș, la Agnita. Vedem cum merg lucrurile și acolo, dar și aici, în câteva momente. Până atunci însă, Trio Cafe, doamnelor, domnilor! De lângă mine vreodată văd în ochii tăi rază de iubire. O singură privire mă duce spre cer. Soarele meu, ai răsărit pe strada mea. Sunt eu și acum că ai venit, așa va fi mereu. Soarele meu, tu strălucești atunci când este greu. Pul fără altul n-ar mai fi la fel. Soarele meu, ai răsărit pe strada mea. Sunt eu și acum că ai venit, așa va fi mereu. Soarele meu, tu strălucești atunci când este greu. Pul fără altul n-ar mai fi la fel. We'll be right back.
dacă mă întreb ce vreau acum, am să răspund ce îmi doresc de mii de ori să mă trezesc cu tine în zori. Văd în ochii tăi rază de iubire, o singură privire mă duce spre ce soarele meu. Ai răsărit pe strada mea, sunt eu și acum că ai venit, așa va fi mereu. Cafe, doamnelor, domnilor! Bucuroși că soarele lor a răsărit și pe strada lor. Și pe strada noastră a răsărit, uitați-l aici, soarele nostru! Doamnelor și domnilor, vă spuneam în urmă cu ceva vreme că filiala de Cruce Roșie din Sibiu va inaugura subfiliale în județ. S-a întâmplat lucrul ăsta între timp, ba mai mult decât atât, îmi aduc aminte că cel puțin la inaugurarea de la Mediaș, cei de la Crucea Roșie au și beneficiat de prezența, inclusiv a viceprimarului orașului, au fost apreciate demersurile lor de până la constituirea ca subfilială și, într-un fel, au fost încurajați, dacă nu mă înșel și printr-o distincție oferită de Consiliul Local, au fost încurajați să își continue proiectele la Mediaș. Ei bine, suntem, spuneam și în deschiderea emisiunii, suntem înaintea unei mari sărbători. Cu siguranță că și cu gândul la asta activitățile Crucii Roșii Sibiu se profilează. Vom discuta despre... Și sigur și doamnele din Clubul de Aur. Exact. La ele mă și gândeam de altfel. Doamnelor, domnilor, despre activitatea Crucii Roșii din nou cu buna noastră prietenă Raluca Morar. Să rămână! Te ajut? Cu ce te ajut? Îți iau ăsta? Ok. Mulțumesc! Raluca, bun venit! Bine v-am găsit! Mulțumim de prezență! Mare drag, oricând! Sunt realizate de doamnele noastre de la Clubul de Aur. M-am gândit eu! Excelent! Dar, apropo, să începem cu asta. Presupun că e o perioadă în care domnile lor muncesc cu gândul la Târgu de Paști, la, știu că aveați acolo, probabil să și repete istoria, știu că aveți acolo un stand în dățile trecute, se întâmplă la fel? Se întâmplă să avem un stand, vom avea un stand însă în hipermarketul Carrefour, trebuie să o spun, în 29 și în 30 iunie, cu obiecte confecționate de doamnele de la Clubul de Aur, alături de coordonatoarele lor, doamna Rodica, voi le-ați cunoscut pe toate, ele v-au trimis cu mult drag aceste obiecte. E un coș confecționat din hârtie. Dacă te uiți bine, este o tehnică nouă, sunt... Pare din nuiele. Da, pare din nuiele, dar... Pare vopsit. Nu, este hârtie, este o tehnică specială, este foarte multă muncă. Și e și rezistent. Le puteți găsi la Târgul de Paște, în 29 și 30 aprilie. Și aici ole cu tehnica șervețelui, că asta exact. Exact, așa îmi ținut minte. Excelent. Bun, genul ăsta de obiecte, dar probabil și multe altele vor și fi multe altele extrem de diversificate. Dar și... tu ar trebui să ai informațiile cele mai aproape de adevăr din interior. În realitate, genul ăsta de produse se caută, se bucură de succes? Noi avem foarte mare succes cu ele la târgurile la care participăm și, mă rog, acolo unde ne prezentăm obiectele. Oamenii le apreciază din două puncte de vedere. În primul rând, pentru că sunt realizate de voluntarii și de beneficiarii Crucii Roșii și fondurile colectate susțin activitatea noastră umanitară și, în al doilea rând, pentru că sunt autentice. Corect. Adică au așa... Sunt altceva obiecte frumoase și nu sunt scumpe. Noi am văzut, nu sunt obiecte avem niște scumpe. Prețuri, spun eu, mai mult decât rezonabile. Așa că cine vrea să facă un E o bună cadou. Modalitate de a sprijini activitatea Crucii Roșii, cumpărarea unor produse de acest tip, fie de la stand, fie din Târgu de Paști, fie din orice alte... Sau de la sediul nostru. Da, sau chiar de la sediul Crucii Roșii. Eu le spuneam de spectatorilor noștri, Raluca, înainte de intrarea ta, că au fost deschise subfiliale la Mediaș, la Agnita, dacă nu mă înșel. Exact, nu? Și la Avrig. Și la Avrig, ok. Da. A trecut ceva vreme de atunci...
Se mișcă lucrurile? Se mișcă și se mișcă bine. La Mediaș deja am făcut inaugurarea oficială, pentru că acolo am primit deja un spațiu. La Agnita și la Avric vom primi un spațiu cu ajutorul primăriilor de acolo. Colaborăm bine cu dânsii și sperăm pe viitor să meargă la fel de bine lucrurile. Așadar, când vom avea spațiile și la Avric și la Agnita, vom organiza și acolo o deschidere oficială, unde vom invita din nou și presa. Dar între timp, lucrurile se mișcă. Adică cei de la Avric colectează ajutoare umanitare pentru diverse cazuri pe care deja le-au identificat acolo. La Agnita au organizat un târg de mărțișori care a mers foarte bine, acum fac și ei un târg de Paște. La fel susțin diverse cazuri umanitare cu sprijinul comunității de acolo. Deci chiar dacă încă nu au un sediu unde să-și lase birou, unde să aibă un calculator, să închidă și să aibă acolo... E o chestiune de timp. Exact. Nu, dar asta vreau să spun. Deci activitatea lor deja funcționează, se simte în comunitate, fără ca deja neapărat au voluntari, deja au membri, deja sunt prezenți. Eu asta de fapt vreau să spun. În momentul în care am văzut imaginile de la media și cu viceprimarul, cu colega voastră din fruntea Sofiei, Manuela Luminița Zgăbei, care este o minune. Exact. Când am văzut imaginile de la inaugurare, de la inaugurarea sufilialei, sincer am fost plăcut impresionat de număr mare de oameni prezenți în sală, dincolo de ce se întâmpla la prezidiu. Semn că există acolo... Da, Luminița Manuela Zgăbei este voluntara Crucii Roșii de 4 ani de zile și în acești 4 ani ea a încercat să, fără foarte multe resurse și fără o foarte mare susținere, să spun așa, din punct de vedere logistic, să facă treabă în numele Crucii Roșii și a reușit. Și a adunat în jurul ei o mână de oameni care o sprijină foarte bine. Avem în felul ăsta dovada că, practic, inaugurarea subfilialelor ca edificii sunt mai mult o formalitate, fiindcă în realitate există oameni. Absolut. Important sunt oamenii care ne sprijină acolo și dorința lor de a face bine și de a pune mâna de la mână și de a sta la o parte, știu eu, orgolii și alte... Mă uitam și la media și probabil că lucrurile sunt oarecum asemănătoare și la Agnita și la Avrig. Foarte mulți tineri în povestea asta, lăudabile sunt evident și demersurile celor trecuți de prima tinerețe, dar mulți tineri am văzut. Așa e. Asta se repete și la Sibiu și noi aici avem înscriși acum peste 120 de voluntari la Crucea Roșie, dintre care 90, aproape 100 sunt tineri. Mai puțin Clubul de Aur. Da, în rest, oricum Clubul de Aur e ceva special. Nu e dor de doamnele de acolo. Poate reușim să facem o întâlnire. Vom încerca. Când aveți timp. Eu aș vrea să le spun telespectatorilor noștri însă că, dincolo de ceea ce se întâmplă cu obiectele pregătite pentru Paști, cu activitățile voluntarilor din media și din Agnita și din Avric, proiectele de bază ale Crucii Roșii merg, deci nu înseamnă că unele le exclud pe celelalte. Nu. Noi mereu ne încărcăm cu proiecte noi, dar fără să le neglijăm pe cele pe care deja le derulăm. Avem în continuare campanii umanitare, susținem diverse cazuri. Cine vrea poate să ne ajute cu donații, cu alimente, prin programul Banca de Alimente, program pe care l-am înscris la Maratonul Sibiului din 25 mai. Așa că cine vrea să alerge în numele Crucii Roșii să susțină cazul, proiectul Banca de Alimente... Ați participat și anul trecut? Anul trecut nu am participat, este primul an în care participăm și cine vrea să se înscrie poate să o facă pe semimaratonusibiu.ro. Este un proiect foarte frumos, făcut de cei de la Fundația Comunitară. Și am văzut că și sunteți mulți de data asta, 20 de proiecte înscrise. Da. E o idee foarte bună și originală și se îmbină sportul cu plăcutul, cu ajutorul umanitar, e complex și... Bun, suntem, spuneam și asta, suntem într-un moment plăcut pe o parte, însă nu plăcut pentru toată lumea, fiindcă sărbătorile majorității sunt uneori sărbători nefericite pentru cei care nu au poate la fel de mult noroc. Persoanele în nevoie știu că au fost mereu o prioritate pentru voi, știu că totul se face ca la carte cu dosare sociale, ca să le spun așa, anchete sociale la domiciliul persoanelor. Se va întâmpla la fel și anul ăsta, înțeleg. Da. Noi avem o bază de date care, din păcate, mereu crește cu aceste cazuri sociale și încercăm să fim alături de ei cu alimente, cu îmbrăcăminte, cu jucării, cu rechizite. Nu sunt doar cazuri din municipiu sau din zonele subfilialelor. Sunt cazuri din tot județul.
noi am fost aproape în toate satele și în aproape toate comunele din județul Sibiu, cu ajutoare alimentare în general, cu banca de alimente. Apoi avem o colaborare foarte bună cu cei de la Daihman, iară trebuie să spun, ei ne dau marfă socială, pe care noi apoi o distribuim pe baza anchetelor sociale. La fel primim îmbrăcăminte de la oamenii care aduc îmbrăcămintea în condiții decente, adică curățate, curate și așa mai departe, sortate. Avem o colaborare foarte bună cu o fundație din Norvegia care aduce ajutoare special pentru România, deci ei de asta s-au înființat, se cheamă Romania Invest Helplanded și strâng ajutoare pentru România și oamenii aceia sunt minunați, vin din timpul lor, din vacanța lor în România ca să aducă ajutoare pentru cazurile noastre umanitare. Știu că poate nu e relevant, dar măcar așa, de dragul statisticii, voi v-ați făcut un calcul poate de la preluarea conducerii filialei de către tine sau poate, cine știe, de la înființare, nu știu. V-ați făcut un calcul pentru a vedea în ani câtă lume a beneficiat de serviciile voastre? Vorbim de sute mii de cazuri? Da, eu aș spune de zeci de mii de cazuri. De când sunt eu la Sibiu, din 2008, am avut undeva peste 6.000-7.000 de cazuri pe care le-am ajutat. Extraordinar. Cu alimente, cu îmbrăcăminte, cu încălțăminte, cu jucării. E bine că ați putut, e rău că au existat 6.000, da? Asta e. Asta păcate sunt tot mai multe. Noi încercăm să facem o anchetă socială cât mai obiectivă și să ajutăm acolo unde realmente este cazul. Ok, primul pas în sprijinirea proiectelor Crucii Roșii pe care noi, cum să spun, extrasistem putem să-l facem, sau primii pași pe care putem să-i facem, sunt odată achiziția de produse din târguri și a doua, semimaratonul la care vă puteți înscrie până pe data de 25 mai. Pe 25 mai se dă startul. Ați gândit și la alergători cunoscuți? Da, încă nu vă pot divulga numele. Avem și câțiva alergători profesioniști, să spun așa, pe care, mă rog, sperăm să ne răspundă pozitiv invitației. La fel, sibienii ne pot susține devenind membri de Cruce Roșie. Avem o cotizație, spun eu, absolut ridicolă, ca și taxă, 10 lei pe an. Astfel, devenind membri de Cruce Roșie, în felul ăsta 10 lei de la 1000 de oameni? Ar putea fi o sumă bună care ne poate ajuta să ne desfășurăm în continuare programele. La fel, se pot face donații. Noi, din nou, facem cursuri de îngrijitor pentru bătrâni la domiciliu, facem cursuri de prim ajutor și am obținut o acreditare nouă pentru cursurile de babysitting. Este o nouă calificare pentru care facem cursuri, este o calificare profesională recunoscută atât în România cât și în străinătate. Excelent. Este un curs care durează 4 luni de zile, 3 luni de teorie, o lună de practică, costă 800 de lei. Începând de la 1 mai. Mă rog, bani care intră tot care în fondul exact. Crucii Roșii și e important de știut, eu asta o repet de fiecare dată când am ocazia, ca lumea să știe că noi nu primim bani nici de la bugetul de stat, nici de la Crucea Roșie de la București și atunci trebuie să inventăm mereu metode prin care să susținem activitățile umanitare și încercăm să oferim servicii pe care lumea să le plătească. Adică nu să mergem doar să spunem, știți, dați-ne și nouă ceva. Nu, venim cu servicii pe piață. Și banii care se cuvin îi... Exact. Corect. Slavă Domnului că ați avut inspirație până acum, apropo de ceea ce s-ar putea face. Raluca, aș vrea ca înainte de semimaraton să ne revedem eventual cu numele, dacă va fi cazul, cu numele celor care vor alerga pentru voi, sau de ce nu, pur și simplu pentru a invita pe telespectatori să susțină inclusiv la semimaraton proiectele Crucii Roșii. Mulțumesc mult, Raluca, mulțumesc pentru prezență. Doamne, domnilor, luăm mulțumesc. O scurtă pauză. În câteva momente ne vom de asemenea revedea cu Alin Cornel Macarie. Alin Cornel Macarie a candidat și a câștigat funcția de vicepreședinte al organizației Tineretului Național PDL în România. În câteva momente ne întâlnim și povestim.
Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiul capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Astea fac din film magazinul tău preferat. Puneți ochelari până nu e prea târziu. Treci pe la noi, Pel Optic, Strada General Magheru, numărul 21. Vă aduceți aminte de alegerile de la vârful Partidului Democrat Liberal? Noi cu siguranță ne aducem aminte. Ei bine, la puțină vreme după alegerile de la vârful PDL, au urmat alegeri în rândurile tineretului PDL. De la Sibiu, Alin Cornel Macarie a candidat și a devenit vicepreședinte al tineretului PDL. Ne reîntâlnim după ceva vreme, de data asta în opoziție, nu unul față de celălalt, ci ei față de puterea de la București. Doamnelor, domnilor, Alin Cornel Macarie! Bun venit, mulțumesc de prezență! Bun venit, mulțumesc pentru prezență și felicitări! Vă mulțumesc mult! Dar de ce ați candidat, domnul Macari? Că nu sunt cele mai bune vremuri pentru PDL, mă gândesc, nu? Adică opoziția e grea pentru oricine. Să știți că opoziția este ca un duș rece pentru orice partid, da. Fiindcă urmează o perioadă de construcție, o perioadă în care putem să punem niște baze sănătoase și să nu ne credeți că suntem foarte bine avântați în acest lucru, fiindcă deja ne-am aranjat toate lucrurile din punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Suntem o echipă mult mai strânsă decât eram înainte, iar acest lucru se și vede... Și mai mică? Și mai restrânsă. E întrebare, și mai restrânsă? Și mai adică restrânsă. Au plecat oportuniștii care au venit numai când erați la putere? Să știți că acest lucru este evident la toate partidele. Da, nu, nu, la toate partidele și nu ne ascundem acest lucru. Ok. Ați candidat... Ați câștigat. Este o poziție în care vă veți ocupa de, înțeleg eu, relațiile de relație de imagine cu presa, probabil cu comunitatea, nu? Asta e poziția. Da. Sunt în Partidul Democrat Liberal de la înființare din 2007, în septembrie sau în octombrie, când s-a înființat, dar sunt membru politic din 2003, am o experiență de 10 ani. Am parcurs toate etapele, cărămidă cu cărămidă, da. De la simplu membru la ales un birou local, județean, președinte de birou local, iar... Nu stătea pe limba să întreb ceva mai urma, dar mă gândesc că e un pic de vreme. Un pic de vreme. Nu m-am grăbit, n-am făcut pași mari, am făcut pași mici, mai ales că pentru noi tinerii este un avantaj trecerea timpului, fiindcă noi avem și răbdare și timp înainte. Asta e o întrebare.
toți au răbdare. Eu am văzut tineri care s-au înscris repede, mâine ar vrea să candideze, poi mâine să și câștige, răspoi mâine să îi înlocuiască pe ceilalți. Adică, nu știu, toți sunt răbdători? Să știți că efectele celor care nu sunt răbdători se văd imediat și mai ales când n-au experiență a aborda anumite probleme sociale, culturale, politice sau economice. Ați străbătut toți pașii ăștia, ați ajuns acum, iată, în poziția asta, care vă va pune în situația de a face ce? De a comunica, de a face ce? După cum știți, imaginea partidului nostru în ultima perioadă a suferit niște modificări. Noi tineretul, așa, da. Noi tineretul democrat-liberal am schimbat sigla, abordarea și mai ales că pentru noi este foarte evident că vrem să ieșim în față, vrem să prosperăm și mai ales că suntem și tineri și dorim acest lucru. Bun, la Sibiu, că aș vrea să păstrăm un pic legătura cu locul în care ne aflăm, la Sibiu cu cine puteți face asta? Adică există o garnitură de oameni care la o adică, oricând, ar putea să se așeze pe niște cai care să ne ducă înainte? Sau care să vă ducă înainte? Organizația tineret fără sprijinul seniorilor nu poate exista. De acord cu asta. Avem sprijinul seniorilor în acest demers, ne sprijină și ne bucurăm de acest lucru și le mulțumim pe această cale. În al doilea rând vreau să mulțumesc organizației de tineret a Partidului Democrat Liberal de la Sibiu pentru susținerea mea și nu în ultimul rând a întregii țări, pentru că mi-a oferit votul acesta de încredere pentru vicepreședinte de departamentul de comunicare, în care eu mă ocup personal de tot ce înseamnă imaginea partidului, la nivel de tineret, mă refer acum, canale de comunicare online și mass media, și nu numai, pe diverse activități, evenimente și acțiuni care trebuie promovate la nivel național. Aș vrea să vă provoc la un exercițiu de sinceritate, mai ales că PDL a trecut și printr-o, să-i spunem, mini-furtună internă. Nu v-ați gândit că poate e bine să așteptați să vedeți ce se alege de partidul ăsta, adică dacă nu cumva se rupe și dacă nu cumva e mai bine să candidați la Organizația Tineret a Mișcării Populare? Nu mi-a pus niciodată problema aceasta. Eu am intrat cu sufletul în acest partid. Sunt alături de el. Nu sunt un oportunist, adică aș fi putut pleca. În momentul când am căzut guvernul, nu am plecat, am rămas în continuare, la bine și la greu, cum avem și sloganul nostru. Deci acum la greu. Ani, da? Deci acum la greu. Și mai ales că și idnul nostru este foarte caracteristic în problema noastră care ați adresat-o. Apa trece, pietrele rămân. Da, vom vedea asta. Ok, cât de greu este pentru organizația de tineret, Organizația Națională de Tineret, să se facă auzită, să se facă văzută, să se facă remarcată într-o perioadă în care este clar în opoziție și nu o opoziție simplă. Sunteți într-o opoziție în care puterea e năucitoare ca număr de voturi, ca influență, ca procente, ca ce vreți dumneavoastră. Da. Din punctul noastră de vedere, tind să am altă perspectivă. După cum ați urmărit și contextul politic actual între membrii Uniunii Social-Liberale, nu există o relație de lapte și miere. Sunt foarte multe disensiuni, iar în ultima perioadă, mai ales după congresul celor de la PSD de săptămâna trecută, s-au adâncit niște răni sau niște căi care ar putea duce la ruperea lor. Noi, eu sincer spun, nu îmi doresc să se rupă USL-ul, doresc să-și ducă promisiunile și gogoșurile care le-au vândut în campanie până la sfârșit și lumea să vadă că de fapt, ce le-au promis în campanie nu s-au ținut de cuvânt. Și aici vreau să-mi reamintesc faptul că angajările la stat i-au promis că la 7, guvernul Boc a propus ca la 7 disponibilizări sau plecări din sistem să fie o angajare. Iar acum, de curând, guvernul Ponta a prelungit acest... Da, deși spuneau că e un chin, că nu se poate. Este un chin și... Da. Dacă luăm și impozitul forfetar, care l-a criticat enorm de mult și mass media și asta opoziție, la fel, l-au păstrat în continuare. Deci, din punctul ăsta de vedere, măsurile de austeritate care au fost luate de către guvernul Boc, au fost luate în bună știință, au fost luate pe termen scurt, care au dus România pe un nivel de plutire și mai ales după aceea, după un an jumate, pe o creștere economică, pe care s-au bazat cei care au venit la putere. Da, spuneți-mi ceva.
Cei de vârsta dumneavoastră, că nu îndrăznesc să zic a noastră, dar de vârsta dumneavoastră, percutează la genul ăsta de mesaj? Adică dacă le spuneți, bă, fii atent ce se întâmpla, că noi am încercat să facem ceva, am fost criticați că nu facem bine, deși s-a dovedit că e bine, iar acum ei fac fix același lucru, dar cu alte cuvinte. Adică, totuși, cei de 20 și ceva de ani percutează la mesajul ăsta sau le trebuie un altul, mai apropiat de ei, mai apropiat de problemele lor? Că mă gândesc că degeaba mai povestesc eu despre faptul că, iacătă, trebuie să plătesc impozit la stat, că n-am ajuns la o cifră de afaceri pe care statul mi-a impus-o și îmi vine să-mi smulg părul din cap, sincer să fiu, că nu văd de ce le-aș da lor bani, dar o să le dau, că n-am încotro. Adică, nu cred că dacă le spun asta, îi interesează foarte mult. Da, tinerii din ziua asta trebuie să conștientizeze că politica nu este un lucru abstract. Politica se face din voință, se face cu anumite considerente și idei sau idealuri. Acest considerent noi vrem să-l aducem în discuție în viitorul apropiat și să atragem foarte mult tinerii aici în organizația noastră, fiindcă numai printr-o implicare activă poți să schimbi ceva. Dacă stai acasă în fața televizorului și mai ales în fotoliu, relaxat, și începi să spui X, Y nu are dreptate și nu te manifesti într-un spațiu public, nu te poate nimeni auzi și mai ales nici nu poți să schimbi nimic. Așa că cer implicarea tinerilor în politică, indiferent de partid. Nu vreau să fiu arogant să spun, domne, numai la noi, că la noi e cel mai bine, okay. Da? Vreau să fie liberul arbitru, dar tind să cred, noi tinerii avem o șansă foarte mare, fiindcă clasa politică, după părerea mea, am îmbătrânit foarte mult, n-au mai venit foarte mulți tineri ca alte dăți și acum ar fi momentul oportun ca să schimbăm ceva în România și mai ales să oferim o altă cale europeană. Fiindcă toată lumea spune în ziua de astăzi, domnule, suntem în europeană, dar nu simțim ca și cum am fi afară. Da, într-adevăr, fiindcă sunt niște idei, niște proiecte, niște legi care efectiv nu-ți dă șansa să schimbi ceva în România. Bun. Avem o organizație de tineret și la Sibiu, fiindcă aș vrea să rămânem aici. Avem o organizație de tineret APDL și la Sibiu. Ea, la rândul său, a trecut prin alegeri și ea sau urmează să treacă? Sau? Urmează. Urmează, ok. Dumneavoastră având funcție la nivel național, puteți avea funcție și la nivel local? Sau care e? Conform statutului nu se pune un impediment. Ah, ok. Dar eu sunt adeptul echipei și a unității și nu vreau să distrug ceva care merge bine, care cu care am colaborat foarte bine. Bun, asta cu înseamnă că susțineți conducerea de acum a organizației de tineret. Susțin în continuare conducerea organizației de tineret. Exercitată de cine? De colegul meu, Gheorghe Sterp. Ok, l-am cunoscut pe Gheorghe Sterp. Și cu ocazia asta vreau să-i transmit la mulți ani. A, da, că e Sfântul Gheorghe, astea. Da, corect, așa e, la mulți tuturor telespectatorilor noastre. Interesant cum se face că despre domnia sa sau cu domnia sa vorbim tot în momentul ăstea. Ba, ia câtă zi de nume, ba, mi-aduc aminte cândva în trecut că ne-am întâlnit la emisiune la o zi după ce o ceruse în căsătorie pe logonica sa, mă gândesc că actuala lui soție. Da. să nu fac vreo boacănă. Poate o să ne întâlnim la un moment dat și cu domnia sa. Totuși, ca să încheiem într-un alt ton, avem în organizația PDL de senior de la Sibiu o groază de oameni despre care se spune, eu nu știu dacă simțiți la fel, despre care se spune că și-au epuizat, o să încerc să formulez să sună elegant, să nu fiu mârlan, care și-au epuizat capitalul politic. Și-au chiar ratat niște momente politice din cariera lor. S-a părut că ai fost prea subtil. Da. Mi-a ieșit prea bine. Okay. Și chiar au ratat niște momente politice recente. Pot fi oamenii ăștia înlocuiți cu tineri sau vor fi înlocuiți tot cu cineva din anturaj, ca să nu zic altfel? Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre persoane, ci despre modele. Nici eu n-am vorbit despre persoane. Ci despre modele de urmat pentru a intra sau ajuta cetățenii în anumite probleme care se confruntă zi de zi. Sunt atâtea probleme care cetățenii se lovesc în Sibiu, la nivel național, județean, care e mult mai important și trebuie să găsim acele soluții. Nu cred că o persoană care efectiv nu mai are nimic de spus și contrazic așa un pic, orice persoană are un punct de vedere. Indiferent dacă din punct de vedere imaginii,
a fost stirbită sau nu, sau a crescut. Asta nu înseamnă că interesant cei... Interesant cuvântul pe care l-ați ales. Că a fost stirbită. Da, nu, glumim. Eu sunt adeptul, v-am spus, nu a criticat persoanele, ci a găsit soluții pentru cetățeni și sibieni. Este o funcție, cea de vicepreședinte, o funcție cu mandat, adică, va, nu știu, pe o perioadă? Da, este alesă pe 4 ani de zile, mai ales că eu am făcut parte și din biroul național trecut, în care am fost secretar regional pe zona centru. Vor fi 4 ani grei? Va fi 4 ani din prima zi de muncă, adică de duminică. Am început foarte... foarte în forță, să zic, cu comunicate, mai ales că imaginea noastră a partidului trebuie redresată în scurt timp, fiindcă am avut alegeri în partid, nu s-au mobilizat tinerii și mai ales că urmează în cel mai scurt timp, într-un an de zile, 2 bătălii mari în care trebuie să consolidăm aceste organizații. Așteptăm să ne revedem, domnul Macarie, cu dumneavoastră, cu colegul dumneavoastră Strep, de ce nu. Mulțumesc pentru prezență, felicitări încă o dată. Domnule, luăm o foarte scurtă pauză și în câteva momente ne revedem cu bunul nostru prieten Andrei Mihu, președintele rotarienilor sibieni, în câteva momente. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Că te-a convins, Alin, să te înscrii. În orice parte. Da, va fi foarte greu cu tine. Mă chiar gândeam dacă o să facem într-o zi în așa fel încât să adunăm aici toți reprezentanții de partide din Sibiu, să vedem care dintre ei va reuși să te convingă nu să devii membru de partid. Măcar să merg la vot să mă convingă. Da, măcar să mergi la vot. Raluca e foarte greu de convins din punct de vedere politic. Merg la vot, dar nu, na, merg să anulez buletinul cât să... Ok, poate o să discutăm o dată despre asta și dacă nu alții, poate noi să încercăm să o convingem pe Raluca. Doamnelor și domnilor, vă spuneam că prietenii noștri rotarieni, împreună cu clubul Rotary din Craliovo, au avut o întâlnire, dacă nu mă înșel, la Sibiu, dacă nu mă înșel recent la Sibiu, că știu că au avut la Sibiu. O să discutăm despre acest parteneriat din nou, de ce? Fiindcă el durează și se materializează în chestiuni foarte bune pentru, îndrăznesc eu să spun, pentru ambele părți. Domnilor, vă spuneam înainte de pauză că ni se alătură președintele rotarienilor sibieni, Andrei Mihu, nu vine însă singur, vine însoțit de doamna profesor Cristina Sava, în aplauzele dumneavoastră. Salut, mâna, bun venit! Mă rog, domnul președinte, bun venit! Domn profesor, doamna profesoră, domn președinte, mă scuzați, bun venit! Bună seara, vă mulțumim pentru invitație! Aș vrea să încercăm să ne readucem aminte, înainte de orice, de parteneriatul dintre rotarieni și de vizita celor de la Craliovo. Asta s-a întâmplat recent, nu? Vizita din Craliovo s-a întâmplat recent. A fost o vizită de 8 zile. A fost o vizită în care au fost într-un schimb de într-un proiect 6 copii din Craliovo. Și aici apare în discuție doamna profesor Sava. Da. Mi-am permis să o invit pe doamna profesor Sava. Vă mulțumesc că ați făcut-o. Pe doamna profesor Cristina Sava.
este soția distinsului nostru coleg rotarian, Dan Sava, profesor universitar Dan Sava. Încearcă să explice lucrurile. Să detaliem parteneriatul ăsta în ceea ce privește copiii. În ce a constat? Practic au venit de la ei? Acest parteneriat s-a născut cu greu. Cu doamnele profesoare din Kraljevo ne-am cunoscut în septembrie 2009, când... 2008. Așa. Când s-a realizat și parteneriatul între cele două cluburi. Și am reușit până la urmă în anul școlar 2012-2013 să materializăm ceea ce ne-am propus deja. Bun, materializarea însemnând un parteneriat între trei școli, de fapt, anume două școli din Kraljevo, Svetozar Marković și Sveti Sava, și Colegiul Național Samuel von Brunnthal, de aici, de la noi. Parteneriatul acesta în 3 plus 1, deci în 4, așa, cum ar veni, ar urma să constea, sau constă deja constă, în ce? Constă în... într-un schimb de experiență, deocamdată cu 6 elevi. Șase elevi. De aceeași vârstă sau de vârstă diferită? 13-14 ani. Okay. Clasa 7-8. Da. Deci 6 elevi? 6 elevi ai colegiului nostru, cu câte 3 elevi de la cele două școli menționate anterior. Ok. Vin ei, ne ducem noi. Am fost noi. În octombrie am fost noi la ei și în acum săptămâna trecută au venit dânsii. Să începem la de la noi. Vizita noastră. Ce am văzut acolo? Odată am văzut, bineînțeles, cele două școli. Diferențe? Și da. În sus sau în jos? Mă puneți într-o situație foarte, foarte dificilă. Nu, acum e greu să fii în sus față de Samuel Brunnthal, să fii în sus. Da, mă bucur că ați spus-o dumneavoastră. Da, așa este. Da. Ok, da. Dar dincolo acum, de școală? Trebuie să mai avem încă un lucru în vedere. Acum 2 ani ei au fost loviți și de un cutremur. Așa este. Care... Și din nou mobilizarea din partea rotarienilor și atunci... Rotarienilor sibieni, e adevărat. Da, am mai discutat acest lucru, nu doresc să revenim. Da. Corect. Da. Am vizitat împrejurimile Kraljevoului, în special aș vrea să menționez mănăstirea Žiča, care este deosebită. Da, am avut parte de un program foarte interesant pe care ni l-au făcut colegii. Da, da, s-au ocupat. Și s-a întors vizita, iacătă. Și, bineînțeles, nu a fost numai o vizită așa turistică. Da, un concediu. N-a fost concediu absolut deloc, pentru că a trebuit să ne implicăm și în programul copiilor. Iar la sfârșitul șederii în Kraljevo, bineînțeles, copiii din cele trei școli au prezentat și finalitatea, produsul muncilor de acolo, care a constat, sigur, niște prezentări foarte interesante, foarte drăguțe despre ceea ce au vizitat. Ok, și au venit ei. Au venit acum ei la noi și se știe doar că suntem și noi foarte ospitalieri. Corect. Le-am făcut un program... ca să o citesc pe una din colegele mele din Serbia, un program pe cinste. Nu mă îndoiam. Bun, se naște acum următoarea întrebare. După aceste etape de vizite reciproce, domnul președinte, mai urmează ceva în parteneriatul acestor școli, zic, de 3 plus 1, sau s-a încheiat, ne-am oprit, am bifat tot? Ar fi mai multe lucruri de răspuns, mai multe aspecte în discuție. Întrebarea pe care mi-o pui. Sigur că acest parteneriat cu cele două școli va continua. Vineri seară,
la sfârșitul săptămânii trecute, am participat la, dacă accepți așa termenul, închiderea oarecum festivă a acestui proiect, care a fost între copiii, care au început în octombrie, au continuat aici în aprilie. Sperăm ca să devină o tradiție. Pentru că, știi, Răzvan, am discutat de atâtea ori, la Clubul Rotary nu este apanajul unui președinte să așa facă ceva. Este vorba de continuarea unor proiecte, de continuarea unor activități. El, de-a lungul unui mandat, gestionează o serie de proiecte și de activități. Corect. Eu vreau să le mulțumesc doamnelor profesoare de la Colegiul Bruckenthal pentru efortul pe care l-au depus. Să știți că nu a fost ușor. Îmi imaginez. Să știți că ceea ce povestea doamna profesoară Cristina Sava de Mănăstirea de la Jicia, Mănăstirea de la Jicia este locul în care s-au înscăunat primii șepte regi ai Serbiei. Pentru ei are rezonanță deosebită, așa cum are pentru noi prima cetate de scaun, Târgoviștea sau Curtea de Argeș. Invers. Scuzați. Da. Deci, noi suntem într-un parteneriat. Acum, sigur că eu am dat prioritate doamnei profesoare, colegei noastre, să vorbească despre, doar despre acest parteneriat. Noi mai avem și alte activități cu clubul din Kraljevo. La sfârșitul săptămânii trecute, atunci când, într-un mod oficial, elegant, civilizat, am închis prima aceasta, ne-am propus să reluăm această activitate în toamnă și în octombrie noi să trimitem copiii acolo și în primăvara anului viitor ei să vină să continue acest parteneriat. Excelent. Deci este un schimb pe care îl dorim, un schimb cultural de fapt, că eu sunt la ștrand sau la... Chiar am dorit să extindem de la 6 la 12 elevi și atunci, bineînțeles, da, o să implicăm și noi mai mulți profesori. Aș dori să menționez încă două lucruri, dacă timpul ne permite. În primul rând, titlul proiectului, În vizită la prieteni. Am convenit asupra acestui titlu înainte ca copiii noștri să se cunoască. Și n-am putut nimeri mai bine. Da? A fost, da, într-adevăr, deci în vizită la prieteni și când am fost noi acolo și când și au acum, venit. Când excelent, au, excelent. Când păi este în spiritul, este în spiritul rotarian. Spiritul rotarian, este în spiritul rotarian. Aș vrea, fiindcă timpul ne presează, domnule președinte, să aducem în discuție, înainte de a ne despărți, încă un aspect. Prea mult nu ne mai desparte de o activitate, deja tradiție, nu doar în Clubul Rotarii, dar despre Clubul Rotarii vorbim acum. Ne apropiem de bal. Da, îți mulțumesc pentru că ai acceptat cu atâta generozitate să fii și anul acesta moderator la bal. Întotdeauna cu mare drag. Îți mulțumim. Aș vrea să mă, înainte de a-ți răspunde la această întrebare, să mă refer la ceva. Referitor la această relație de parteneriat cu Clubul din Kraljevo, este vorba de o activitate pe care am avut-o în luna martie, împreună cu domnul director tehnic al Teatrului Național Radu Stanca, domnul Florin Țicu, cu acceptul și cu marea bunăvoință a domnului director Constantin Chiriac, am făcut o relație de parteneriat între Teatrul Național Radu Stanca și Teatrul din Kraljevo, care va fi materializată tot așa de-a lungul timpului. Aș mai dori să-ți mai spun ceva. Este prima dată când Clubul Rotary a permis participarea prin suportul financiar a unui medic epidemiolog din Sibiu la Congresul Mondial a ceea ce numim boala Lyme. Adică este vorba de borelioză, da? O problemă extrem de acută, o problemă extrem de importantă pentru zilele noastre. Corect. Da. De altfel, despre astea, fiindcă sunt proiecte ale Rotary, despre astea vom vorbi cu siguranță, sper că nu fac o gafă dezvăluind asta, vom vorbi cel mai probabil inclusiv la balul Rotary, acolo unde ne vom afla, și la balul Rotary, acolo unde ne vom afla împreună și unde vom filma pentru telespectatorii. Acum mi-aduc aminte că acum câteva luni de zile, mai exact acum 4 luni de zile, m-ai pus o întrebare, eu am înțeles aluzia,
am ridicat valul acela care era așa un pic despre ocultismul clubului, da? Vreau să-ți spun că suntem la vedere, nu avem niciun fel de nimic de ascuns. Astea sunt proiectele noastre, mai sunt și alte proiecte. Vom continua proiectul de la Gârbiciu pentru acei copii de acolo, de la Casa de Copii. Vom continua cu serviciul de ortopedie al spitalului, cu reabilitarea sălii de operație a blocului operator de la serviciul de ortopedie. Nu vor fi meritele mele, eu am fost, repet, un continuator a ceea ce s-a făcut. Apropo de bal, așa, și pentru că dacă vorbim de bal și de sărbătoare, astăzi este 23, așa? Pe toți, pe toate doamnele, domnișoarele și domnii care poartă numele Gheorghe, le doresc la mulți ani. La mulți ani, multă sănătate. Dumnezeu tuturor. La mulți ani. Îți spun ceva, dar numai așa cu o jumătate de gură. Al doilea prenume meu e Gheorghe. Atunci la mulți ani. Dar n-am știut. Nimeni nu-i perfect, Răzvane. Da, ești un foarte bun reporter. E adevărat. Tu ești un foarte bun reporter. E adevărat, da. Sunt lucruri care îmi scapă. Mai învățăm toți, toată viața. Așa. Referitor la bal. Balul de anul acesta are două scopuri. Unu, cel primordial, este vorba de a premia un copil pentru rezultate deosebite la învățătură. Aceea sumă despre care știți, da? Așa? Este vorba de 10.000 de roni, 100 de milioane, da? 2.500 de euro. Și al doilea scop, dacă o parte din bani ne rămân, vom pune acești bani la Rotary International, pentru că se vor întoarce de 3 ori mai mulți bani la clubul nostru pentru reabilitarea serviciului de ortopedie. Excelent, felicitări! Și încă o dată îți mulțumesc pentru că ești alături de noi. Mulțumesc eu! În premieră vreau să spun că primul moderator va fi domnul Cristian Țopescu. E onorant pentru mine. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Le spunem telespectatorilor că în preajma balului cu siguranță vom mai vorbi. De asemenea, vor avea, și cred că este un moment de fericire, vor avea pentru iacătă, cred, al doilea, dacă nu cumva mai mult, al doilea an consecutiv imagini de la un astfel de bal. Asta apropo de voalul ăla, de cortina aceea de fum despre care se spunea care exista, nu există. Imagini de acolo la timpul potrivit. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Noi vă mulțumim. Și sperăm ca în continuare cei care vor veni după mine președinți să fie tot atât de bine primiți și de la ei să obțineți tot atât de multe relații și informații. Din punctul ăsta de vedere, toată deschiderea. Mulțumesc, doamnelor, ne oprim astăzi aici. Ne vom revedea mâine la emisiune cu alte subiecte. Cuvântul de închidere, Trio Cafe. La revedere, pe mâine! Oh, yeah.